Salut, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre Fed, despre încă un indicator care arată bate în Bitcoin, despre burse. Dacă vă plac acest tip de content, un like, un subscribe, mă ajută foarte mult la algoritm. Piața este în continuare într-o corecție, vedem mult roșu, nimic verde, nimic notabil, piața încă se corectează. Ce vreau să vă arăt, ce a zis Jerome Powell zilele acestea. El spune că se așteaptă ca rata dobânzii să nu mai fie nevoită să crească atât de mult cât se așteptau inițial pentru a opri inflația, având în vedere problemele din sistemul bancar. De asemenea, dacă ne uităm pe site-ul unde se estimează cât o să fie dobânda, 82,6%. Toată lumea deja așteaptă Fed să se oprească în 14 iunie, să nu mai mărească dobânda. Și asta va duce, adică a dus în istoric, în trecut, la o creștere pe piețe, atât pe bursă, cât și pe cripto. Asta o zic eu de câteva săptămâni. Mă aștept ca Fed, rămân în continuare de aceeași părere și eu, Fed să nu mai mărească dobânzile și piețele să crească, pe perioada verii cel puțin. Și ce vreau să vă arăt? Încă un indicator care posibil să arate bottom-ul pentru Bitcoin, pe lângă cele care eu deja le-am zis pe canal. Îi spune Pi Cycle, Top Indicator, probabil mulți știți. Ce vreau să vă arăt? Ne uităm la linia portocalie. Acest un moving average și de fiecare dată când a reușit să urce peste, și în 2020, odată a atins, a mai atins de mai multe ori, după aia a început un bull. Dacă ne uităm acum la noi pe acest ciclu, vedem că a atins odată în martie 2023, am avut bounce, acum din nou ne apropiem. În 21 mai am fost foarte aproape să reatingem, linia este la 26.152, Bitcoin a dus foarte aproape. Dacă e să facem o similitudine, încă un motiv care să indice un bottom pe piețe. Și o să vă arăt acum ceva, indicele DAX, cele mai puternice 30 de companii din Germania. Dacă vă arăt, nu o să vă vină să credeți. În media, de atâtea luni, Germania intră în recesiune, Germania a pus-o, Germania depinde de gazul rusesc, Germania se duce pe, știți voi, BIP. Germania și Germania nu o vedem bine și ce s-a întâmplat? Germania, DAX-ul a făcut un all-time high săptămâna trecută. A fost un week. Dar, până la urmă, este all-time high. Aici este notat precedentul all-time high. Acum deschiderea de candle în continuare verde. Probabil va merge și candle întreagă peste. Hai să vă arăt pe weekly să se vadă mai bine. Numai puțin, internetul lui Dan nu este atât de rapid. Deci, până își revine internetul, să nu fie tăcere pe filmare, vă dați seama ce vă tot zic de atâtea luni pe canal, de când am canalul în media, o să vedeți doar știri de nașpa, totul ca să sperie retail-ul, astfel încât toată lumea să aștepte, ok, mă apuc să cumpăr când vine recesiunea, nu acum, acum nu-i momentul și așa mai departe și ce se întâmplă? Toți așteaptă recesiune și pe bursă, economia germană, DAX 30 face un all-time high în 15 mai, să vedem și cu cât a crescut. Ce a crescut cu 37% din septembrie 2022, în timp ce mulți așteptau mai jos, merge mai jos, probabil știți și voi atâtea canale pe YouTube, atâția traderi care vă ziceau, uite, a făcut lower low, merge mai jos, mai jos, probabil vă dădeau targeturi pe aici, pe aici, așa mai departe, dar s-a dus în sus. Eu zic că ar trebui să vă pună pe gânduri acest grafic. Asta nu înseamnă să faceți FOMO, all-in în cripto, dar în timp ce se propovăduia moartea, în ghilimele, a economiei germane, cât de dependent era de gazul rusesc, într-un plin bear market, DAX 30 face all-time high.
Hai să revenim și la oile noastre, să ne uităm pe Bitcoin. Astăzi o să analizăm împreună, o să ne uităm peste Bitcoin, Ethereum, Theta, Render, Phantom, eGold și Solana. Dacă aveți monede pe care doriți să vi le analizez pe grafic, lăsați un comentariu, o să mă ocup joi. Hai să începem cu bătrânul Bitcoin. Acum am pus și EMA-urile, suntem pe weekly. EMA 200 continuă să urce, în prezent este la 26.323. Eu prevăd, v-am zis la probabilități ce cred eu, sunt șanse mari la un moment dat să se atingă din nou, să avem încă o atingere în EMA 200 în câteva săptămâni. Ședința aceea Fed este doar în 3 săptămâni, în urmare mai sunt suficiente zile ca să mai vină și un dump. Am zis pe canal de atâtea săptămâni, aici trebuie retestat sau ar trebui pentru a confirma trendul bullish, ascendent, de higher low, higher low, higher low și așa mai departe. Nu putem crește la infinit. În această rezistență Bitcoin nu a reușit să treacă. Acum este doar luni, candela a deschis verde, hai să ne uităm și pe daily. Internetul astăzi nu e ce trebuie. Ce să mai zic? Hai să punem pe daily. Să vedem. Acum Bitcoin se află, are o nouă rezistență, acest chenar portocaliu. Prima zonă de rezistență ar fi aici 27.245 până în 27.663. Deci tot ce nu a reușit aici să țină suport, a redevenit rezistență, a lovit o dată aici weak, încă o dată două ori, a treia oară și reject. Acum trebuie să vedem dacă reușește să țină zona aceasta, 26.374, și ulterior să reîncerce din nou să lovească la 27.218. Până la urmă, cum a dat seama, este într-un sideways prețul, o să fac aici probabil chopii, va reîncerca să lovească sus și rămâne de văzut, urmărim împreună dacă până la ședința Fed va retesta aici sau doar ulterior și atunci va sparge din nou în sus. Ce să zic momentan despre Bitcoin, nimic deosebit. Aici nu câștigă nici urși, nici taurii, se luptă. E cum ar veni un grafic care le place mai mult traderilor, pentru că ei iau poziție aici, vând la rezistență, prețul cade, mai reiau de aici, mai vând la rezistență. Noi ca investitori, ce să zic, așteptăm. Să vedem, poate mai retestează aici 25.775. Dacă mai ajunge aici și n-ați luat până acum Bitcoin sau ați așteptat mai jos, eu zic că tot ce e în zona asta, hai să și desenez. Ceva de genul, ar fi bine să luați o mică poziție, dar nu de toți banii, să aveți și pentru mai în viitor, dacă va veni acel prăpăd în iarnă sau anul viitor. Tot ce e aici ar trebui, eu zic, să cumpărați. Ar fi ultima șansă, dacă aici ține și din nou luăm în sus, ar ține structura care am zis-o pe weekly de higher low, higher low și așa mai departe. Hai să ne uităm și pe Ethereum. La fel, o structură nimic deosebit, arată mult mai bine dacă ne uităm Ethereum. Bitcoin a avut două candele, hai să pun pe weekly, a avut o candelă roșie pe weekly și o candelă verde. Ethereum, după cum vedeți, acest bear market, mult mai puternic decât Bitcoin, are deja două candele verzi, reîncearcă din nou să urce aici la 1842, hai să vă și desenez să fie ușor pentru toți, mama lui de desen. Mai puțin. Nu știu ce are, în fine. Deci reîncearcă să urce aici peste 1842.
Și a revenit între timp și trei din viu la mine. Nu știu, astăzi nu vrea nimic să meargă. Ce ziceam, reîncearcă să recuceresc 1846, părerea mea, după cum arată candele și ulterior să vedem dacă poate să reîncerce în sus. Dacă ne uităm pe daily, să vedem Ethereum. O structură de consolidare și de aici eu văd să meargă în sus, cum am arătat și pe graficul de weekly. Dați seama, dacă ar ajunge în zona aceasta 1740, 1704, unde eu am notat că ar fi bine, ideal ar fi să retesteze. Eu zic că aici ați putea lua un DCA, cei care ați aștepta mai jos, 600 și așa mai departe. Părerea mea e că dacă se va adeveri, cum zic eu, din vară cu Jerome și așa mai departe, sunt șanse mari ca piața să o ia în sus și voi să ratați ceva profituri bunicele. Hai să trecem la Teta. Am avut ieri un video pe canal despre fundamente. O să vă las la sfârșit și în descriere, în caz că nu l-ați sesizat. Teta aici are o foarte mare rezistență trasată cu MOV de fiecare dată când a lovit și a luat reject instant. Dacă ne uităm pe weekly, Teta trebuie să țină neapărat la 0.797 pentru a confirma o structură de trend ascendent. Am avut aici, să considerăm low-ul, nu am zis bottom, doar low, și atunci aici am avea un higher low și în timp, în luni, prețul să încerce în sus. Dacă ne uităm pe daily să vedem mai bine cum ne situăm. Mai puțin, v-am zis, astăzi internetul este praf, nu știu de ce nu se actualizează. Suntem pe daily. Prețul încearcă să țină zona aceasta, momentan e la limită la 0.85. Să vedem dacă putem face local, aici un double bottom. Ceva de genul, prețul din nou să reîncerce să lovească la 0.91. Dacă nu reușesc, taurii aici să țină. Vă dați seama aici la 0.79, chiar la 0.78. Va lovi și aici următorul suport pe care voi trebuie să-l urmăriți. Și părerea mea, cei care sunteți încrezători în Teta, v-au plăcut fundamentele și vreți să dețineți pe termen lung. Părerea mea este că în această zonă o să și notez. Hai să fac un caps lock. Aici ar fi de buy. Hai să vă și desenez să înțelegeți. Dacă prețul va mai ajunge în acest chenar, orică e acum, orică e peste 6 luni sau la începutul anului viitor, dacă vine acel baubau de recesiune și piețele cad, tot ce e zona aceasta între 0.79 și 0.73, eu zic că e o zonă foarte bună de DCA pe termen lung în Theta. Urmăriți și zona acum, ce face? Până la urmă, dacă vă uitați pe grafic, a căzut foarte mult, n-are sens să vă mai arăt, să nu vă speriați, vă dați seama, de la aproape 17 dolari, acum se zbate în ghilimele, vă dați seama, se zbate, cum am zis, deci nu înseamnă că e un proiect prost, pe la 0.85. Și dacă ați lua acum, este un potențial mare pe termen lung, dar v-am zis, ideal, cel mai bun DCA, sume mai importante ar fi zona aceasta. Hai să vedem și pe render, la fel, am avut un video duminică despre fundamente. Graficul render network arată, cum am mai zis și pe alte monede, incredibil. Deci dacă vă arăt cât a făcut din bottom-ul din iunie 2022, deci până în week, a făcut aproape 10x și la prețul de acum are deja 7,8x. Mă vă dați seama, ideal era să se fie acumulat aici. Toată zona aceasta era un DCA pe termen lung de investitori. Iară nu merge, Dumnezeule, cineva vrea să-mi strice, să-mi saboteze videoul. Hai
Haide să vedem, să punem din nou pe Weekly. Deci ce vreau să desenez și nu mă ajută astăzi 3 din view. Era ceva de genul, toată zona aceasta era de acumulat. De asemenea, era o zonă foarte bună pe termen lung. Acum, probabil, da, Dan, asta e, nu mai putem da timpul înapoi. Tu ce zici, ce să mai facem? Poate v-a plăcut. Dan, mi-au plăcut fundamentele, îmi place. Părerea mea, așa, la cald, ca să zic așa, acum arată greu de crezut. Nu zic imposibil, dar e foarte greu de crezut că mai ajunge în această zonă. Ce pot să zic? Tot ce ajunge, tot ce e în zona aceasta, 0,1198 și 1,786, aș face un prim DCA, cât mai aproape de 1,2 și dacă mai ajunge în chenarul acesta, am dat seama aici, trebuie să măriți deja suma pe care o investiți. Zona de jos, n-are, știți deja, hai să vă și scriu, dacă mai reajunge aici vreodată și vreți să țineți pe termen lung, dați seama aici este un buy cu litere, hai să-l fac mai mare ca să se și înțeleagă, aici e mega buy. Dar v-am zis, șansele sunt foarte mici să se mai reîntoarcă prețul aici, când a crescut atât de bine, a lovit de mai multe ori aici, au fost mai multe confirmări că taurii deja începeau să dețină control, aici intrau buyerii mulți, tot timpul prețul a dat-o în sus, aici a fost un week foarte mare în iunie 2022, atunci cu Celsius probabil. Dar dacă prețul nu revine, vedeți că nu cade sau ceva de genul, până la urmă n-are sens să faceți FOMO. Mai sunt și alte proiecte bune. Pe viitor știți ce trebuie să faceți, cumpărați zonele de jos. Prin urmare, așteptăm. Eu n-aș cumpăra în zona aceasta, Doamne ferește, asta nu este o zonă de a cumpăra pe termen lung. Este doar o zonă de a lua profit, toți cei care au luat aici, care au fost trader și așa mai departe. Hai să vedem Phantom. Cum arată graficul, suntem pe weekly. Arată, cum să zic, bine. Aceea structură, o mare rezistență care am trasat aici din martie 2022. Prețul a lovit odată aici, o mai a lovit odată în ianuarie 2023, a mai reurcat din nou în aprilie și din nou reject. Cum dacă ne uităm pe grafic, hai să vedem la cât suntem față de bottom, subsolul local, la cât este prețul în prezent. La aproape 2x, 2x și un pic. Ce să zic, dacă mai re... Aici trebuie văzut dacă ține la 0,35. Poate acum pe, până la ședința cu Fed, poate mai cade zona aceasta până în 0,31. Dacă n-ați luat Phantom până acum, să te aștepta și mai jos și mai jos, că influencerul vostru favorit vă dădea target-uri gen, luați aici la 0,05, trazi-mi bro, acolo ajunge. Ce să zic, nu va mai ajunge acolo niciodată. Și ce aș face eu, dacă v-am zis, fundamentele Phantom sunt ok pentru voi, vreți să dețineți pe termen lung, nu aveți deloc, dar ați vrea să luați Phantom. Aici, în zona asta de 0,30, 31 ar fi un prim DCA. Și ulterior aș urmări, dacă mai retestează aici la 0,23, un DCA mai mare și aici la 0, dacă ajunge la 0,19, părerea mea aici eu aș lua o poziție foarte mare, șanse mari să nu mai retesteze aici la double bottom, la cum arată graficul. Și acum dacă ține aici și o ia în sus și merge aici sideways, îmi dă seama din iunie, va sparge rezistența. Știți deja, am tot desenat și va duce în sus. Iară nu mi-arată pe grafic. Probabil, v-am zis, dacă reușește să țină zona aceasta, ceva de genul văd pe următoarele 2 luni, 3 luni pe fan. Hai să vedem ce face și EGLD, moneda românilor. Este, se zbate aici, acum suntem pe weekly, în această zonă, unde am zis eu în videole precedente, aici văd că va ajunge pe termen scurt, a ajuns, acum încearcă să țină aici la 0, la 36, să vedem dacă reușesc, dacă nu, cel mai bine se vede pe daily.
Nu se încarcă, gata, nu mai zic nimic, v-ați prins, astăzi nu-i ce trebuie, Digi nu mă sabotează puțin, ce ziceam, ține aici cu dinții, EGLD de 36, avu chiar și noi la 35 și un pic. Dacă nu ține zona aceasta și să reîncerce din nou în rezistență la 39, dacă nu ține aici la 36, vă dați seama, șanse mari sunt aici la 34-35, urmăriți zona aceasta, cum am desenat și am zis și în videourile precedente, tot ce e zona aceasta, ești investitor, vrei să ții de Multiverse X pe următorii ani, este o zonă foarte bună de DCA, de buy. Urmărim, n-am ce să vă zic mai mult pentru EGLD, aici se zbate în zona asta, să vedem ce face, ui în sus, ui în jos. Următoarele 3 săptămâni sunt cruciale, vedem din iunie dacă vine Fed cu știrile bune, poate din nou, cum am zis, să spargă 39 și să ducă și mai sus, 46 și așa mai departe. Să încheiem și cu Solana. Graficul pe weekly arată un pic mai bine decât Multiverse X, a deschis un pic verde, săptămâna încearcă, ține cu dinții de 19.86, dacă nu ține săptămâna și nu închide aici în sus, de seama, sunt șanse mari să meargă din nou să retesteze spre 15-16. Dar dacă va ține această zonă și va merge sideways, șanse mari să reîncerce puțin mai sus, dar momentan nu știe ce vrea. Cumva e așa în lateral, sideways. O să meargă oricum prețul, vă dați seama, nu pot să vă zic că eu am certitudinea că merge în jos, în sus. Vede, aici e o zonă foarte importantă, nu o ține, aici ajunge la 16, 16 și, stai să nu zic prostii, 18-74, ține aici și urcă, reîncearcă în sus. E de urmărit, long term, vă dați seama că și la prețul ăsta este un preț foarte bun, sunt atâția care, hai să vă arăt pe o lună, se poate mai condensa graficul, sunt atâtea persoane care aici nu au cumpărat și după aia s-au ofticat când au văzut că a ajuns aici. Prețul s-a reîntors. Deci șansa îți dă ocazia să recumperi unde era Solana acum 2 ani. Uitați, în mai 2021 era pe aici tot, zona asta, wick-uri. Și, nu. Dacă voi credeți și aveți încredere în proiect că va reface din nou acest traseu la un moment dat, dar nu anul acesta, poate anul viitor, sau peste 2 ani, cumpărați. Dar dacă vă panicați și ulterior prețul retesteze la 15 și voi veți vinde că se duce la 0, nu cumpărați și urmăriți alte proiecte. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut video, poți să dai și un like și un subscribe. Lasă un comentariu cu ce monede vrei pentru update-ul de joi. Ne reauzim data viitoare.